Între 27 și 29 ianuarie la Sinaia va avea loc prima ediție a Târgului cu Bunătăți din acest an. Sinaienii și turiștii sunt așteptați în centrul orașului să deguste bunătăți tradiționale românești din zonele Bran, Tălmăcel, Rupea, Miercurea Cioc, Întorsura Buzăului, Zalău, Tuzla, Turnu, Ucea de Sus, Brebu, Cârțișoara și specialități internaționale italiene, spaniole și olandeze. Oferta este diversificată și pentru toate gusturile, de la brânzeturi și produse din carne până la zacuscă, dulcețuri și prăjituri, toate preparate în casă după rețete tradiționale. Și pentru că afară este iarnă, turiștii și sinaienii se vor putea încălzi cu vin fiert sau cu o palincă de sălaj sau de bihor.